Deseori se întâmplă ca cetățenii orașului să-și manifeste public și la fața locului, în stradă, părerile despre ceea ce văd că se întâmplă în urbea lor, în materie de schimbări, amenajări, curățenie de primăvară sau, oricum s-or fi numind ele, acțiunile în care se utilizează bani publici, cetățeanul are dreptul să spună părerea despre ceea ce vede, ceea ce îi place și ceea ce îl îngrijorează. Bunele practici demonstrează că acolo unde autoritățile locale țin cont de păsul cetățeanului, comunitatea are de câștigat în dezvoltarea sa. Concret, este vorba despre recenta apariție pe strada București a unui gărduleț metalic care delimitează trotuarul de o zonă verde și carosabil. Gardurile de pe șoseaua București au fost dezafectate cu circa un an în urmă, iar cele noi au presupus cheltuielile altor fonduri publice. În plus, sunt mulți giurgiuveni care se plâng de faptul că noua confecție metalică ar putea pune în pericol copiii mici lăsați de părinți liberi să facă primii pași din viață atunci când sunt scoși la plimbare. Normal și normal, dar canta nu e, că trebuia să aibă o bară deasupra să poată să fie mai rezistent, mai bine, mai pentru copii. Chiar și un om mare. Dar asta se întâmplă la noi în România. S-a mai auzit treburile astea cu gardurile astea, când le-a luat, când le ia, când le pune. Ei, se apropie voturile și de aia. Mai se lovesc copiii la ele. Eu, chiar fiind așa, m-am lovit de el. Am vrut să trec pe unde nu trebuia și m-am lovit. Teama că lăsați liber copiii ar avea cel mai mult de suferit a fost ideea cel mai frecvent invocată de cei care au privit noua lucrare. Nu din mână. Pot să-l las pentru că scapă și se înțeapă în gardul ăla și nu e bun. Asta e părerea mea. Un alt gard din zona centrală, aflat în apropiere, cu aceeași destinație și aproape aceeași înălțime, scăpat până acum de dorința inovatoare, este însă mult mai sigur, dar și realizat pe când alte deal chef conducea destinele urbei. S-ar fi putut lua exemplu, deci, de la lucrarea existentă în parcul de vis-a-vis de turnul ceasornicului, dacă se argumenta necesitatea înlocuirii vechii împrejmuiri. Altfel, poate gardul viu realizat din trandafiri ar fi fost suficient și n-ar fi necesitat costurile începutei lucrări deja contestate de o parte a giurgiuvenilor.